cu viteza luminii de la o fază la alta în dosarul lui Veceslav Platon de la Curtea de Apel. La începutul ședinței, avocații au avut mai multe solicitări, însă acestea au fost respinse, întrucât s-a trecut la o altă etapă a procesului, spun judecătorii. În ședința de ieri, care a durat peste 7 ore, avocații au cerut audierea lui Platon. După 5 ore de mărturii, s-a luat o pauză până sâmbătă. Ca de obicei, Veceslav Platon a fost escortat de zeci de polițiști și mascați. Deși procesul este public, jurnaliștii nu sunt lăsați să intre în sală. Au acces după mai mult timp de așteptare. Și noi putem să intrăm? Să stăm? La începutul procesului, în care este învinuit de tentativă de escrocherie și corupere a mascaților, Platon a solicitat să fie chemată o ambulanță pe motiv că are dureri insuportabile de dinți. Avocații săi au precizat că din luna martie curent cer asistență medicală, însă nici până în prezent nu i-a fost acordată. Aceștia spun că procurorii nu întreprind nimic în acest sens. În replică, acuzatorii de stat au cerut respingerea cererii, motivând că Platon a fost verificat anterior de medici, iar acest aspect nu s-a adeverit. Judecătorii au respins solicitarea. Totodată, apărătorii lui Platon au făcut mai multe cereri de audiere a martorilor. Însă și acestea, instanța nu le-a acceptat, motivând că procesul a trecut la o altă etapă. Instanța de judecată a declarat că noi am trecut la altă etapă, cercetare judecătorească, adică etapa de cerere și de mersuri preliminare au fost declarată finisată. În ședința trecută, așa ceva nu a avut loc, președintele ședinței nu a declarat finisată cercetarea judecătorească și prin această simplă declarație care a venit în gând la magistrați, azi dumnealui o închis cercetarea judecătorească, ne permițând astfel avocați să înainteze cereri care au fost necesare pentru ședința de astăzi. Avocații lui Platon mai spun că la orice tentativă de a explica care este poziția părții apărării, erau amenințați de președintele ședinței că vor fi sancționați. Iar fiecare cerere efectuată de ei sau Veceslav Platon în ședință a fost respinsă. Au fost mai multe cereri de recuzare înaintate și de către avocat și de către Platon. Nici o cerere nu a fost pusă în discuție și nici nu s-a expus instanță. Declarând că noi facem abuz de drepturi de înaintare recuzări, ne fiind examinată nicio cerere de recuzare, cred că în așa situație o să fim nevoiți să înaintăm cerere de recuzare prin cancelare, deoarece președintele ședinței nu reacționează absolut la ceea ce declară avocații. Între solicitările respinse s-a numărat și cea de a fi audiată în calitate de martor peste 30 de persoane. Asta după ce în prima instanță Veceslav Platon a fost înlăturat de la proces și nu a ascultat depozițiile acestora. În lipsă la audiere și nepunând nicio întrebare la persoanele așa numite martori, a fost condamnat la pedeapsă reală. Astăzi toate cererile cu privire la audierea persoanelor în calitate de martori au fost respinse ca neîntemeiate. Astfel și în instanța de apel suntem în situația când se respinge absolut tot. Respinsă ca neîntemeiată a fost și cererea de verificare a 4 CD-uri anexate la dosar. Dintre acestea, doar unul a fost supus expertizei. Codul de procedură penală indică expres. La numirea expertizei, instanța este obligată să se retragă în camera de deliberare și după aceasta să pronunță o încheiere motivată. Astăzi noi am văzut că președintele ședin, neconsultând colegii săi, dumnealui unii personal declară că tot se respinge ca neîntemeiat. Alexandru Bondariuc spune că la observațiile avocaților nici nu se mai reacționează. În afară de lista de martori cerută spre audiere de avocat și Platon a solicitat verbal audierea unor persoane. Printre acestea se numără președintele PD Vladimir Plahotniuc, colegul său de partid Constantin Botnar, președintele Parlamentului Adrian Candu, procurorul Adriana Bețișor și șeful penitenciarului numărul 13, Igor Pântea. Instanța a respins și această solicitare. Când s-a început audierea lui Platon, dumnealui a declarat că toată problema, toată cauza de ce a fost pornit acest dosar în prezența lui, deoarece conducerea Partidului Democrat, domnul Plahotniuc a vrut să-i preie controlul asupra companiilor de asigurări. Astfel, după ce s-a început audierea, deodată domnul Platon a fost oprit ca să nu amestecă politică în dosar și așa mai departe, adică au fost oprit ca să declare unele momente.
Audierea lui Veaceslav Platon a durat peste 5 ore cu o pauză de jumătate de oră pe motiv că grefierul se simțea rău. În locul acestuia a venit altul. Avocații au altă părere în acest sens. Dumnealui se exprimă în limba rusă, traducătorul traduce în limba de stat pentru grefier. Noi toți auzim cum se traduce și uneori sunt... Traducerea este absolut incorrectă, ceea ce schimbă sensul la cele declarate de domnul Platon. Când noi avem obiecții asupra acestui fapt și indicăm că nu s-a tradus corect, nu se fixează corect, iarăși suntem avertizați deja de mai multe ori de președintele ședinței de judecată, domnul Linovski, că noi încălcăm ordinea în ședința de judecată și deja... În procesul de astăzi, de la ora 14 până prezent, cred că de vreo 5-7 ori am fost menționați că o să vedeți la urmă cum noi o să facem. În decembrie trecut, Veaceslav Platon a fost condamnat la 12 ani de închisoare pe mai multe capete de acuzare. Procurorii susțin că într-un caz Platon împreună cu doi complici ar fi intenționat să sustragă milioane de lei de pe conturile unor firme de asigurări. În alt caz, afaceriștul le-ar fi promis unor angajați de la detașamentul cu destinație specială Pantera apartamente în Chișinău, automobile sau mii de euro pentru a beneficia de anumite facilități. Dialogul dintre Platon și mascați a fost filmat de ofițeri cu o cameră.